Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, 91 de posturi sunt disponibile în această perioadă în județ. În industria confecțiilor sunt 38 de locuri vacante, în construcții sunt 36, iar în domeniul serviciilor sunt 13 locuri. Oferta mai slabă întâlnim în industria comerțului, unde sunt doar 13 locuri disponibile, pe când în industria alimentară găsim un loc de muncă vacant. Se caută muncitor necalificat, șofer autocamion, zidar, mecanic agricol, fierar betonist, dulgher, vânzător și agent de vânzări.